Am priceput pentru că sunt la început. Și
Vreau să spun că îmi chiar place ce fac. Poate să vă întrebați de ce printre am strecurat câteva fotografii cu ceramica cubuteniană. Sunt sigură că marea majoritate dintre noastre știți despre ce este vorba. Este vorba despre o cultură dinolitic, o cultură misterioasă. N-am să povestesc prea multe informații în zona asta, o să găsiți foarte multe pe internet. Însă, pe această ceramică am fost fascinată din totdeauna, de când am aflat despre cultura cubuteni și despre picturile care s-au păstrat. Imaginați-vă că vorbim aici despre o cultură care a fost acum 7000 de ani și care, cum am spus, a dispărut misterios. Sunt multe lucruri interesante de aflate despre ei. Se găsește simbolul spiralei foarte mult pe ceramica cubuteniană, pentru că, de fapt, este vorba despre... și simbolul solar, totodată. Practic, este ciclul nostru. Nu suntem doar corpul ăsta în care ne aflăm acum. Și avem un drum de parcurs. Universul este atât de minunat și bine făcut, încât e bine să dăm mai multă atenție și să fim cât mai aproape de natură. Din păcate, în ultima perioadă, societatea în care trăim noi acum este tot mai departe de ceea ce înseamnă natură și chiar ființa umană. În zona asta mi-am permis să merg puțin, deși nu sunt eu un expert, aici sunt alții care se pricep mult mai bine la lucrul acesta. M-am dus puțin în zona centrilor energetici. Mai am avut o idee pe final, acolo în zona unde este și Minotaura. M-am gândit că Universul cum este infinit și mi-am adus aminte de coloana lui Brâncuș. Nu întâmplător și Brâncuș, sunt convinsă că s-a inspirat din stâlpii funerari și în zi de astăzi puteți găsi în zona Alba Iulia, în cimitire, acești stâlpi funerari sunt sub forma coloanei infinitului. Ei sunt din lemn în cimitire și cred, este o teorie, sunt unii care spun că Brâncuș s-ar fi inspirat de aici. Oricum, dacă mergeți în zona Maramureșului, pe porți, avem o grămadă de motive. De asta și am ales costumul popular. Nu întâmplător am ales un costum popular feminin, pentru că și în perioada cubuteniană se venera femeia și era cultul zeiței. Și trebuie să recunoaștem că asta e. Femeia este cea care dă naștere, aduce viața și a fost la loc de cinste în acea perioadă. Sigur că am împărțit, atât m-am gândit la energia masculină și la energia feminină, de asta am pus și o cămașă femeiască aici, dincolo este o cămașă masculină, câteva simboluri care se găsesc pe costumele noastre populare. Sigur, eu nu sunt în măsură să vorbesc despre lucrul ăsta, dar așa puțin cât am citit. Noi avem și tare, mi-a plăcut, am scos câteva cuvinte a profesorului. Recunosc că nu știu cine e. Ioan Sorina Pan. Tot nu întâmplător, într-o zi deschizând internetul, mi-a apărut pe un site articolul acesta și a zis că se potrivește ca o mănușă pentru
ceea ce urma să fac eu aici. Și mi-a plăcut foarte mult, cum am zis, ce spunea el, că nu știu să există un alt popor în afară de cel român care să-și poarte istoria milenară veșminte în simbolul veșteșugit alese, fiecare purtând un anume înțeles, un anume mesaj și o anume poveste. Unele dintre simboluri vin din vremuri memoriale, vremuri ale primilor sedentari ale Europei, ale primilor meșteșugari și furitori de așezări statile, ale primilor artiști ai ceramicii, Cucuteni, Gumenița, Hamacia. În mod cert, dacă Ia românească ar prinde viață și glas să povestească, am aflat din spusele ei povestea fascinantă a unui neam și a unui pământ aflat într-o legătură așa strânsă unul cu celălalt, încât conexiunea dintre acestea poate defini cel mai bine noțiunea de statornicie. Regăsim, este drept, motive arhaice și simboluri și pătășindele populare ale altor nații din jurul nostru, însă diferența este că despre toate, bulgari, ruși, maghiari, sârbi și alții, știm de unde și când au venit în zonă. Dar despre români și înaintașii lor, nici măcar inamicii lor nu au putut inventa vreo poveste sau teorie care să stea în picioare privind apartenența noastră la un cu totul alt spațiu decât cel carpatic. Așadar, călărețul migrator hun, slav, maghiar, a fost cel care a preluat în cultura sa populară simbolurile autohtone românești și strămoșești și în viceversa. Noi cei de azi mai purtăm încă pe veșminte ce ne-au transmis cucutenienii de acum 7.000 de ani, într-un limbaj foarte neștiut, ce pare a fi legământul făcut de cei din neolitic cu sutele de generații ce l-au fost urmași. Este precum informația din codul ADN scrisă în noi, din ADN-ul părinților. Doar că de data aceasta este un cod al unui neam întreg. Simbolurile perpetuate de-a lungul milenilor ne vorbesc despre soare și stele, despre pământ și flori, despre etape din existența umană a fiecărui individ sau etape din existența unui popor întreg, ale societății locale și a stilului său de viață, aflat în conexiune cu mediul înconjurător și divinitate. Din simbolurile purtate de ea românească, deșifrăm ora ca joc a celor ce sunt frați, deșifrăm momente ale vieții, dar și trecerea spre lumea de dincolo, deșifrăm anotimpurile și cum trebuie să ne raportăm la pământ și la cer. Și ne-a plăcut că am mai spus un lucru extraordinar, costumul tradițional este un adevărat templu la purtător. Și un costum nefalsificat trebuie să conțină o narațiune cosmologică, este o mini-recapitulare a cosmosului. Cam asta am încercat și eu să aduc ce m-a spus mai devreme și despre oră și simbolul solar. Din păcate, sunt câteva simboluri care, de-a lungul timpului, au căpătat o altă direcție. Aici mă refer la svastică, a fost folosită în alt scop, deși vine tot din acea perioadă și are legătură, cumva, cu, să zicem, roata vieții. Cam asta ar fi. De asta e bine să facem tot ceea ce avem de făcut la timpul potrivit, pentru că la un moment dat se poate întâmpla să fie prea târziu și să nu mai putem să facem ceea ce ne este menit să facem. Ecoul din munți, i-a spus Vali, pentru că e vorba despre Valentin Vărân. El a scris textul, tot așa, fiind în zona acolo, ceva, să glumesc, dar cu ceva ne-a lovit pe amândoi și s-a născut ecoul din munți. E un cântec pe care îl iubesc din suflet și îmi doresc și eu să reușesc să duc la bun sfârșit ceea ce am gândit când am început acest cântec, tot așa o poveste, neștiind despre Andreea Solnimic, ulterior am aflat și ne-am mai găsit pe Facebook, nu am internetul. Cu anii în urmă am tot gândit o poveste,
dar de data aceasta să fie o poveste muzicală. Iar ecoul din munți și următorul cântec face parte din această poveste. Andrei Patraș.
drepturile și credința în primul rând. Deși că la noi au mai trecut și alte popoare, au trecut și genții, nu se știe exact ce e cu ei. Însă eu am fost fascinată și de această zonă, de cântecele din folclorul celtic și cu ani în urmă mi-am făcut un repertoriu și am mai cântat aceste cânte tradiționale în anumite conjuncturi, pentru că nu întotdeauna s-a plătat într-un concert de-al meu să cânt aceste cântece celtice. E vorba despre un cântec de luptă de această dată. Refrenul este chiar în limba galică, iar strofele sunt în engleză. Vreau să vă spun că atunci când am încercat să-l învăț și cântecul acesta și am să mă străduiesc să mă aduc în față un cântec pe care îl iubesc mult, e un pic mai, hai să zic, sensibil de cântat. Nu am avut niciun ghid și n-am știut după ce să mă iau ca să învăț textul. Am tot căutat, am întrebat și prin Anglia, prieten, dacă îmi pot trimite un dicționar sau ceva, pentru că încă limba galică, de aici pe acolo, prin Irlanda și în zona aia, se mai vorbește puțin așa. Nu am găsit și atunci mi-am pus urechea bine la treabă. Sigur că dacă nu spun ceva cum trebuie, să-mi spuneți, mă rog, că... Deci, un cântec de lucru este. Și am dat să vă spun că acest cântec a fost cântat și în spectacolul, binecunoscutul spectacol Lord of the Dance, pe care, cu siguranță, la majoritatea l-ați văzut, interpretat de o frumoasă irlandeză. Thank you.
tot în limba galică, așa cum v-am spus, să mă corectați dacă am spus ceva nepotrivit. Însă, totuși vreau să vă spun, deși linia melodică de la început te duce cu gândul la o poveste tristă, nu ai nevoie să știi ce spune textul, pentru că prin înșiruirea sunetelor te transpune în zona aceea a suferinței. E vorba despre o tânără care își pierde logodnicul într-o furtună, el fiind capitan de vas. Vasul se scufundă și durerea este atât de mare încât în fiecare zi vine la malul mării, deci plânge durerea și spune că își dorește foarte mult să fie alături de el pe fundul mării, unde altceva să ne fie ca așternut. Povestea este tristă, dar cântecul este foarte, foarte frumos. Sper să pot să și transmit exact ceea ce...
rămânem tot în această zonă, de data aceasta ne ducem puțin la mare. E un cântec pe care l-am scris mai de mult, așa am avut și eu curajul să văd de câteva versuri și am făcut un text. Nu mă pricep la poezie, îi las pe alții care sunt mult mai pricepuți și în această seară aveam în sală câțiva dintre prietenii noștri poeți. Ne bucurăm că sunt alături de noi. La capăt de mare,